Vă salut, dragilor, eu sunt al vostru Găbu, tata Găbu, cum îmi spuneți unii. Vă pup, vă salut și vin în întâmpinarea voastră cu un nou videoclip. Sunt în mașină, vin de la Vaslui. Nu pot să-i spun car vlog, este doar un mic video de mulțumire. Pe care vreau să-i adresez celor doi băieți pe care știți cu siguranță mulți dintre voi. Este vorba de Cristian Oancea și de Denis cu 2 de N. Doi băieți dragi sufletului meu și nu este nici o glumă sau un mod de a-i măguli oarecum. Nu, este o realitate. Sunt doi băieți care mi-au făcut niște donații, hai să le spunem felicitări. M-au fost, sau putem spune, stimulente motivaționale pentru ceea ce fac eu pe canalul meu. Vin de la Vaslui, suntem în 14 iulie 2022. Astăzi am dat cursul teoretic pentru obținerea permisului, de fapt categoriei E, pentru că permisul mi-a venit ieri pentru categoria C. Deci, într-un cuvânt, sunt profesionist și jumate profesionist total, pentru că am luat astăzi proba teoretică. Urmează ca pe 9 a 9 a 2022 să dau și proba practică cu remorcă. De aceea am ținut foarte mult ca să postez pe canal, să rămână pe canalul meu. Cum de a fost posibil ca eu să dau la vârsta asta destul de înaintată, să dau pentru categorie, pentru profesioniști? Am dat pentru că pe live-urile mele, pentru cei care nu știu ce conotație are acest clip, pentru cei care nu știu, eu fiind streamer, am primit niște stimulente motivaționale din partea acestor doi băieți, atât de Denis cât și de Oancea, sau invers, că primul a fost Oancea. Și în acea seară mirobolantă, probabil o să vedeți în continuare, o să și vă arăt cum au decurs lucrurile cu acele donații. Atât Oancea Cristian cât și Denis au contribuit, nu substanțial, ci în totalitate, ca eu să obțin acest permis de conducere. 80%, 75% obiectivul este atins, pentru că am luat C-ul, ieri mi-a venit permisul, astăzi am dat sala, am luat fără probleme cu 11 din 11, e foarte ușor la categoria E. Urmează cu pe 9 septembrie 2022 să dau și traseul. Între timp am să fac și atestatele, tot zilele astea o să mă înscriu și o să dau atestatele și o să ies cu toate odată. La începutul septembrie o să fiu în totalitate șofer profesionist. Sunt și acum, pentru că am permis un buzunar de șofer profesionist, dar în totalitate voi fi în septembrie. De aceea vreau să le mulțumesc la acești doi băieți, de asta am făcut și acest clip. Doi copii de-a dreptul, fără no comment, nu am ce să le comentez la acești doi băieți. Nu m-au deranjat niciodată, dar absolut niciodată, aceste două persoane. Nu am simțit o mică ură sau ranchiună la adresa mea sau o supărare la adresa mea sau să mă critique cu ceva. Nu, absolut deloc. De când îi cunosc, au stat lângă mine, mi-au fost alături. Chiar când am fost un pic mai recalcitrant sau un pic mai acid, și când am fost mai și calm și mai nervos, ăștia suntem noi oamenii, avem stări și stări. Ei mi-au fost alături, mi-au susținut cauza de a fi YouTuber, mi-au fost aproape, m-au susținut necondiționat și de asta vreau să-i mulțumesc. Și vreau să le spun personal, uitându-mă în cameră, dragul meu Cristian Oancea, pentru mine ești ca un copil de-a meu, un copil bătrân, să zic așa. Și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru canalul meu. Vei rămâne indiscutabil veșnic în sufletul meu. Ție, Denis, nu încape îndoială, știi foarte bine, tu ești din cei mai vechi, cele mai vechi cunoștințe ale mele. Pe urmă am devenit prieteni și apoi mai târziu ne-am apropiat atât de mult de te am la sufletul meu ca și un frate. Crede-mă că relația care o am cu fratele meu o am și cu tine. Adică la fel simt că mă văd rar și cu fratele meu. Deci și tu, și atât tu, cât și Deni și Oancea, sunteți două persoane dragi sufletului meu și așa veți rămâne atât timp cât voi face YouTube, cât toată viața mea vă voi purta respect necondiționat, pentru că niciodată
nu am simțit din partea voastră vreo supărare sau vreo critică la adresa mea sau absolut deloc. Ceea ce ați făcut voi pe canalul meu, nu multă lume știe, dar pentru mine are o mare însemnătate. M-ați ajutat enorm de mult, enorm, enorm de mult. Și încă o dată, mă repet, și dacă mă repet de 100 de ori, pentru mine tot puțin este, să vă spun că vă mulțumesc din suflet și sper că în viața asta să mă revanșez și eu măcar jumate din ce ați făcut voi pentru mine, să fac și eu pentru voi. Da? Cu siguranță voi încerca să vă răsplătesc și eu pe voi cum v-am răsplătit voi pe mine. Vă iubesc, oameni frumoși, mă îndrept către casă. Am să fac azi un grătar, să fac cinste, să ud că am luat și sala pentru categoria E. Și ne auzim cu următorul videoclip. Tot de mulțumire va fi și acel clip în septembrie pe 9, când voi da atât atestatele cât și proba practică la categoria C plus E, la remorcă. Dacă am să găsesc prin clipurile mele și nu le-am șters, voi posta și de ce v-am mulțumit eu pe acest clip. Dacă am fost șterse acele videoclipuri, o să rămână doar mulțumirea. N-am decât să vă spun toate cele bune, sănătate vouă, ce doriți voi să vi se îndeplinească și ce îmi doriți voi mie să vă dea Dumnezeu vouă. Cam asta e tot ce pot să vă urez. Doamne ajută și să rămâneți tot la fel de bun, frumoși, de gașcă, cu Caterinca pe voi, plin de viață, așa cum v-am cunoscut până acum. Încă o dată toate mulțumirile de rigoare pentru ceea ce ați făcut pentru mine și canalul meu. Să ne auzim cu bine pe live-uri. Ați făcut un om fericit. Atât tu, Oancea Cristian, cât și tu, Denis, ați făcut un om fericit. Vă voi trata cu respect atât timp cât veți rămâne pe lângă mine. Vă voi trata cu respect și vă voi iubi necondiționat. Garantat 100%. Orice s-ar întâmpla, aveți încredere în mine că sunt un om natural, sunt un om bun. Dumnezeu m-a lăsat să fiu așa bun și eu voi arăta vouă aceeași bunătate care mi-ați arătat-o și voi mie prin acele felicitări motivaționale care le-ați făcut pe canalul meu. Toate bune și să ne auzim cu bine pe următoarele live-uri. Doamne ajută! Dar unde mă, că ăsta n-am mai scris, mă? Păi iată, mă, ce copil, mă, mâncați aș groata mea, mi-a donat 100 de euro coaie și a fugit, mă. Și a zis, ia bă, boșorocule, de aici, ca să vezi că tot băiatul tău e lângă tine. A fost. Păi, a cam rămas. Ia uite, coaie mi-a... Băi, băiatule, coaie mi-a donat și pe cea tot 100 de euro, mă, pe live, mă. Ia uite, coiță, mâncața aș gura. Băi, Vocescu, de ce faci, bă, copil, mă, mâncața aș gura? Stai că mi-a dat cu melodie asta, mă. What the fucking shit. Vai, ai de capul meu. Pentru mine. Uitați-vă și voi cu aia. Pentru mine. Uitați-vă și voi. Băi, stai uneori și te întrebi. Coaie, cum poți, bă, coaie, să cunoști oameni? Păi, vai, coaie, nu se poate, lasă-mă, coaie, că nu se poate. Mi-au donat 500 de euro odată acum, coaie. Băi, du-te, că nu, du-te, coaie, că nu se poate. Hai, bă, băiatul, te ia cu palpitații la inimă, coaie, mâncați aș... Poate așa ceva, frate. Mamă, mâncați aș... Te ia cu palpitații la inimă, coaie, ești prost la cap. Du-te că e incredibil, coaie, nu se poate așa ceva. E incredibil, e imposibil, mă. Coaie de tată. Du-te, coaie, de aici, că nu se poate, fratele meu. Nu, mă, e prea... Singur de sărbători. Și numai melodii de astea, de suflet, de of, de supărare, de... Au, ce e aici, mâncați, aș vrea. Mamă, mamă. Mai acoaie de aici. Da. Pentru mine. Eh, își face dedicații pe live-ul meu, mă.
Ce ar trebui acum? Să rup hainele de pe mine, să mă dau cu capul de pământ, să mă dau un pământ, ce? Ia uite cu aia, uitați-vă și voi mâncava și... Bă, uitați-vă cu aia și voi mâncava și gura voastră. Uitați-vă ce face omul ăsta, fraților. Bă, cu aia, uitați-vă ce face omul ăsta cu aia, că mă ia capul mâncava și... Uitați-vă ce face omul ăsta, mâncava și gura. Ia uitați-vă ce face Cristian mâncava și gura voastră. Uitați-vă cum face, mă face să fiu dator la el pe viață cu aia. M-a nenorocit, uitați-vă și voi cu aia. Ce se țip cu aia? Să trezesc pe mea din somn dimineața, duce la muncă, mâncați-aș gură. 2000 years later. Ai, mamă, mâncați-aș, 50 de euro de la Denis cu aia. Oooo, băgați. Ia-te, ce e, mă? Bă, asta te face aia. Și exact atunci când a băgat, când a... Mamă, mâncava aș gura. Băi, să-ți opresc motorul. Dau un mesaj și un chat. Copiați mesajul ăsta. Vă roagă Găbu din suflet, din suflet. Mamă. Copiați și puneți ăsta în... Puneți ăsta, tată, în... Puneți ăsta în chat. Hai, Cosmine, David, Jean, Bogdi, cum ați făcut ieri cu Oancea, arde vă rog, fratele vostru frumos și la de merită, tati. Chiar dacă e supărat pe mine, eu nu mă dezic. Nu mă dezic pentru că omulețul ăsta a fost și la mine și la rău lângă mine. Piesa grea lui Găbu, știi ce zic? Toată o punem, toată o punem. Cum i-am pus-o aseară, eu pus și seara asta. Ia uite, Denis, șeful nostru, numai să nu scap, să nu-ți iei 300, eh? Bă, du-te, nu se poate cu aia. Coaie, coaie, ce face ăsta? Da, mă, aseară, David, aseară și seara asta. E top, șeful meu. Am un șef și un boss. Șeful meu e Denis, bossul meu e Cristian. Dar ascult toată melodia pe la capă și pe mă ne facem nebunia. Mă băt, băga mea și gura mea. Să mănânc de 24 de centimetri, Denis. Aia mică așa de 24 de centimetri, atât ai de mare și groasă. Ai dormit aici în pat lângă mine. Nu, lasă geamul să audă și vecinii. Nevastă mă face semn din pat să tac mai încet și să închid geamul că aud vecinii. Să audă și vecinii că mănânc de 30 de centimetri. Și ce zic? Mânca la tata pe el. Dar ai supărat pe mine. Te-am dat bani, o grămadă de bani și supărat și pe mine. M-a spart și el și Oancea, amândoi. M-au omorât oamenii ăștia în două zile. Ăla mi-a băgat 90 de membri și 100 de coco și ăsta vine șef pe toată luna. Cum să-l primesc? Ce să-i mai pun? Nu mai pun nimic, că nu mai am. Vai, pulane! M-a spart omul ăsta, mă! Iar îl muși pe ăsta de urechi! Ca mi-aș gura mea! Mă piși pe aia tastatură, mă duc și mi-au tastatură cu cava-și gura mea. Nu, mă mai interesează, dacă o mișc un pic se strică. Bă, și nu-mi scrie, băi, păi și cât de prost mă simt că nu-mi scrie ceat omulețul ăsta? Deci vine și îmi scrie cu donații, mă, 450! Băi, dar mi-a mai dat una, mă? Ce? Ah, nu, asta a fost acum 7 minute. Băi, voi sunteți nebuni la cap. Coiță, dau... Exact, Dănuțu. Băi, cu aia încă 50 de euro. Bă, dar... Mamă, mâncați așa... Băi, ce faci, băi, cu mine, băi, cu aia, nebunule care ești? Nevastă mea ce să închid geamul, că în jur cu aia. Frate. Ia uite mă, tată, ce face ăsta, tată. Denis, ga.
Uite-te un pic pe telefon, uite pe telefon să vezi ce face Denis aici. Caracter fin. Bă, tu n-auzi că tu, eu o să-i dai margarină pe pâine, hai Denis să mâncăm ceva bun. Și scoți margarină și dai pe pâine și mănâncă și ce spune pe o felie. Mamă, Găbu, ce m-am să trace bine, m-am mâncat, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. El nu are treabă cu aia, nu-i de la arogant, figurant. Faceți loc, a venit șeful, mă! Este Oancea bossul meu? Da! Bă, scoai! Vai de p***, coaie, vai de p***, ce e aici? Bă, 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 dar oprește-te, mă, nebun! Bă, îl blochez pe ăsta, mă! Altul vine și spune... De asta l-ai chemat pe Denis, ca să-i mănânci banii lui Denis. Lumea nu știe nimic, mă. Bă, nu știe. Mamă, iar 50 de euro cu aia. Nu, eu nebunesc, mă duc să fumez două țigări. Dacă mai stați, mai stați, eu mă duc să fumez două țigări și mă duc să-mi umplu halba înapoi. Nu ești sănătos, mă, ești nebun. Du-te, dracu, să mă ia.